astăzi sunt efectele relaxării. Și toată lumea a crezut că odată cu legislația și cu relaxarea a omorât și virusul. Nu, virusul este printre noi, virusul există, boala este foarte înșelătoare, cu debut asimptomatic, cu schimbarea bruscă a stării de sănătate, atenție, în ziua 9-10-a, da? Terapia intensivă la noi este plină, cele 15 paturi. Avem o problemă și lumea trebuie să înțeleagă că suntem după 3-4 luni de pandemie, iar în ultima lună de supra-solicitare, doar 8 medici de ATI, deci de terapie intensivă avem. Am ținut și secția de terapie intensivă de la Mioveni. Ținem în continuare și secția de boli infecțioase de la Mioveni. Ținem în continuare și secția de pneumologie de la Valea Iașului. Înțelegem că medicii sunt foarte obosiți, epuizați chiar după această perioadă și această avalanșă de internet. Da, și între timp s-au pozitivat colegi de-ai noștri care ar trebui înlocuiți tot de personal medical de la spitalul nostru. Ieri avem doi medici pneumologi de la Valea Iașului, un spital mare de aproape 200 de locuri, căruia trebuie să-i dăm tot noi personal medical. Așadar, o misiune.